Învățătorule, cel plin de milă și de îndurare, Duh Sfânt, întruchipat și fără de păcat, ascultă-mă acum când mă plec cu smerenie în fața Ta și îți trimit rugăciune. Astăzi le voi duce pe toate cu liniște, căci voi ști că Tu veghezi asupra mea și în același timp sălășluiești în inima mea. Astăzi voi lăsa în mâinile Tale toate grijile mele și mă voi bucura de fiecare clipă ca de un dar primit de la Tine. Astăzi voi fi de încredere și de folos celor din jurul meu, căci așa îți place Ție să fie cei ce intră în împărăția Ta. Dă, Doamne, ca toți cei ce se roagă Ție să primească astăzi binecuvântarea Ta. Amin. Iisuse Hristoase, Mântuitorul meu, unic făcător de minuni și aducător de fericire, primește această rugăciune a mea. Cel ce se închină cu credință și cu umilință înaintea măreției Tale, dă-mi, Doamne, bucurie neașteptată, după cum Tu îmi știi trebuința, și păzește-mă în bunătate și în dreaptă credință. Izbăvește-mă de întunericul cel fără de căință și caută mereu către mine, Stăpâne, cu milă, dintr-o înălțimea Ta cea sfântă. Arată-mi veselia ce li se descoperă celor ce îți urmează cuvântul și trimite, Doamne, minuni în viața mea, ca ochii și inima mea să vadă și să simtă strălucirea puterii Tale cea fără de margini. De atâtea ori m-ai miluit, Doamne, iar eu apoi iarăși m-am lepădat. De atâtea ori m-ai ținut la pieptul Tău, iar eu, în clipele mele de slăbiciune, iarăși m-am îndepărtat. Dar acum caut din nou către Tine și Te rog să mă mântuiești pentru mila Ta și nu pentru lucrurile mele. Mă încred cu totul în Tine, Doamne, și știu că mă vei acoperi cu lumina Ta cea ocrotitoare și că îmi vei asculta ruga. Mă încred că ceea ce îți voi cere îmi vei da ca un bun și darnic Dumnezeu și că mă vei judeca mereu după clipele mele cele bune și nu după cele de alunecare. Și îți promit, Doamne, că nu voi înceta a mă ruga și a căuta către Tine și la vreme de zi și la vreme de seară și că numele ți-l voi slăvi acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Este cartea în care veți găsi cele mai puternice 100 de rugăciuni pe care nu le găsiți în nicio altă carte și vă recomand vouă, vă recomand fiecăruia și fiecăruia dintre voi. E o carte pe care trebuie să o aveți în casă, atât pentru voi, dar în același timp poate fi și un cadou foarte frumos pentru cineva drag din viața voastră. Gândiți-vă, ce e mai frumos decât să faci cadou cuiva drag o carte de rugăciuni și sper ca fiecare dintre voi să aibă cât mai curând această carte în casă. Pentru cei care vor deci să comande cartea, vă rog să folosiți linkul din descrierea videoclipului,
Este un link pe care îl găsiți atât în descriere, cât o să-l las și în comentarii, o să-l las în topul comentariilor și veți putea avea această carte în câteva zile, indiferent de unde sunteți din România, din orice colț al țării, cartea va ajunge la voi în câteva zile prin curier rapid și lăsați ca puterea acestor rugăciuni din această carte, care pentru mine au făcut atâtea și atâtea minuni, să facă minuni și în viața voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze!